Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Motan Dolofan Sarsailă, prezentatorul! Salutare, eu sunt asistentul Sebastian Coțofană și astăzi la Poliția Muzicii vă spun ce țeapă și-a luat 6ix9ine. Aflăm cum se molipsesc artiștii de la manele mai rău decât de la corona. Și vorbim despre cel mai mare duet din trendingul românesc. Ce frumoasă e dragostea. Dați la o parte Tăncuțu să treacă Săbiuțu și să începem. Săptămâna trecută spuneam că videoclipul Cădere în gol de la Alex Velea și Mira este copie după Nick Cave și Kylie Minogue Where the Wild Roses Grow. Și presupuneam eu că măștile alea de la Alex sunt florile de la Kylie reinterpretate. Te întreb ce mai faci și tu îmi spui bine. Why they call me, I do not know. Însă asta ar fi însemnat un aport de imaginație, ceea ce este lăudabil, însă e aproape imposibil pe la noi. De fapt, faza este luată mură în gură de la BTS din Singularity. Chisă, printr-un sărut. Dar ăsta este un fleac, se întâmplă la case mai mari mult mai rău. 6ix9ine a ieșit din pușcărie, fusese condamnat la 2 ani, dar a fost eliberat mai repede din cauza coronavirusului sau datorită pentru el, pentru care asta, văzându-se în libertate, a lansat piesă nouă, se numește Guba. Are you dumb? A fost filmat la el în curte pentru că așa a avut voie de la judecător, iar clipul este SOW 2017. 6ix9ine are decor luat cu un împrumut de la Jason Derulo și Nicki Minaj din Suala. L-a păcălit cineva țeapă, n-a știut că e second hand, că nu era vorba de bani, nu vă faceți griji, cât a fost în pușcărie, a semnat un contract de 10 milioane de coco. Cât despre piesă, mi se pare că el este coolness în persoană, că sună beton, dar cu ce zice acolo, e Abi din state. De altfel, el se și auto-intitulează regele New Yorkului, dar măcar ăsta chiar are cu ce să flexa. Și deși este echivalentul regelui pe România, pe ăsta îl respect pentru că se implică în tot felul de campanii umanitare, donează către organizații non-profit and so on. Ce nu-mi este mie clar e dacă mă înspăimântă sau îmi place cum arată. Nici Irina Rimes nu știe exact cum să-i zică. Băiatul meu frumos, băiatul meu râs. Băiatul meu frumos se numește noul ei clip filmat în turneu și e foarte touching și ca versuri. Eu îl iubeam până la cer, eu îl iubeam până în pământ. Și ca momente din backstage cu viața lor de artiști. Mai zic de vocea dulce a Irinei. Băi, și în această poveste romantică, în această poieniță muzicală a iubirii, pe acest portativ al emoției și sensibilității, s-a strecurat prin bunăvoința chitaristului Cristian Comaroni, căruia îi mulțumim pe această cale, un românesc pur, autentic, să moară familia mea. No. Păi ce ai făcut, boss? N-ai zis că-l cheamă Comaromi? De-aia vorbește ca ei. Oricum, piesa Irinei este o gură de aer de calitate în trendingul românesc și e greu să te afli acolo fără să te molipsești și tu un pic de la manele. Să fim realiști că pe primul loc în trending sunt Rafaela și Vulpița cu piesa Doi îndrăgostiți lulea. O duce să-și facă fița, că una este Vulpița. Știu că e bărbat, dar îl cheamă Rafaela că așa zice Vulpița. Dacă zice ea, înseamnă că așa e. M-a apucat de cântat Rafaela și Vulpița, Rafaela și Vulpița. Și tot ea zice că el, Rafaela, e cel mai mare iubire. E cel mai mare iubire. Săraca de ea n-are nicio vină, bietul parameci dresat. În schimb, poate vă întrebați de ce s-a coborât Rafaela atât de jos încât să cânte cu Vulpița. Eu nu mai auzisem de el până acum, dar sunt convins că Rafaela a făcut-o pentru că avea nevoie de bani să-și îndrepte tabla la Mustang. Cea mai mare iubire. Se vede că Rafaela e băiat simplu și că poartă costum pentru prima oară pentru că umblă cu sacoul cu sud, n-a știut să-l desfacă la spate acolo. Hey, yeah. Ce frumoasă-i dragostea. Să se dea cu...
La partea din spate, șlițul sacoului se taie cusătura aia. El așa vine când e nou, dar nu umbli cu el cusut. Bine, mai există și posibilitatea să-l fi lăsat așa ca să-l ducă la magazin înapoi după filmare, că e scump. Și fiind prima oară când poartă costum, Rafaela n-a știut nici că are buzunar interior la sacou. Acolo se pun banii și portofelul, ca să nu se vadă urât la pantaloni. E cea mai mare iubire. Hai să ne dăm și noi cu lumea. Facem bani, ne luăm mustanguri, dar umblăm tot ca niște pui de boda proste, așa? Pune mâna și învață să te îmbraci, Rafaela, că altfel o să zică lumea că ești un parvenit și știm cu toții că nu e așa, dar lumea e rea. Mai învață și tu de la oameni stilați, cum ar fi Jador. Ia uite ce bine-i șade sacoul necusut la spate. Că doar mie mi se pare, dar simt dincolo de cuvinte. La el mai avem de lucrat puțin la nasturi aia desfăcuți până la sfârcuri, dar altfel îi stă bine. Dar simt dincolo de cuvinte. Mamma mia, Marcello! Cel mai probabil, Jador a învățat să poarte corect un costum de la Dan Barna. Mi-am dat seama pentru că Jador cântă la pian cum tastează Barna la laptop. Amândoi mimează, deci e clar că e mare coaliție Jador-Barna. Poate nu-ți dai seama, nu știi cu cine vorbești, dar vârsta nu-mi permite să mai cred în povești. Nu mai crede mult în vorbe, eu vreau fapte. Și încă un sfat prietenesc pentru Rafaela. Dacă ai făcut piesă cu Vulpița, se cheamă că ea este partenera ta de scenă. Nu e frumos să râzi de ea. Rafaela, dă inimioară comentariilor răutăcioase la adresa Vulpiței. Păi nu se face, Rafaela, vezi că nu știam de tine până să te ducă Vulpița pe unul în trending. Nu e etic ce faci. Nu știi să porți și nici să te porți. Adevărat, boss, că se zicea că vulpea e șireată și Rafaela o bomboană glazurată, dar aici e invers. Rafaela e șireată și Vulpița o bomboană de fată. Rafaela ar mai putea lua lecții de ținută de la Florin Salam, pentru că Florin Salam, când vine vorba de look, este el profesor. Oricum, Rafaela este un guru al vestimentației pe lângă Nicolae Guță, singurul manelist pe care nu-l pot asculta oricât aș încerca. Este în trending cu piesa Treaptă cu treaptă mai sus și este îmbrăcat așa. Oh God, oh Jesus! Și dacă ar fi să trec peste vesta de manipulant de hipermarket așezată peste tricoul Philip Plain, se știe, băgat în blugii strânși peste buric de o curea de costum, n-aș putea să trec în veci peste faptul că Nicolae Guță are camel toe. No, 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 no! Trepări, desigur, și astăzi este vorba despre celebrii Freddy și Enjoy, care cântă Vrea în top. Clipul începe cu maxim 1800 de ron, adică vreo 400 de euro aruncați în sus, mai ceva ca în The Great Gatsby. Vă dați seama ce bine o duc românii dacă salariul minim pe economie a ajuns motiv de flex? Mai departe și ia geanta de firmă și iese pe balcon la dans, cântă despre femei, normal, și deși vrea să fie periculos, cu geaca aia cu două numere mai mari, gentuța de laptop și ochelarii pătrățoși, arată ca tocilarul clasei în drum spre meditație. Zdrasă vrea în top, e doar pe interes, niciodată nu dau greș că sunt... Înțeleg, afară e frig. Dar de ce dansezi cu geaca pe tine în casă? Trebuie cash ca să îi dau smash. Really, nigga? Aici o să vreau să respirați adânc, pentru că apare și Enjoy, lady killerul care nu mai scapă de femei. Este hărțuit în permanență. Astăzi viața ta trece la fapte, îmi scrie pe Insta, nu mai dă pace, îi arată Enjoy cam cum se face. Și așa e, că dacă te uiți la el, îți dai seama că el refuză câte 2-3 femei pe zi, le alungă să-și mai tragă și el suflet. Dragii de mine, vrea să vorbim, târfă nu am timp să povestim. Zice că se urcă în mașina lui de lux și pleacă și ce credeți că face la destinație? Hai zi repede ca un Bugatti am plecat, ia nu mă uită spate, am cash de încasat. Ajungem la destinație, mai băgăm un pai. Ajungem la destinație, mai băgăm un pai. Bagă un pai în sensul că fumează. Dar recomandarea mea, Enjoy, este să nu mai fumezi paiele, ci să le mănânci 6 luni. Paie, ghinde, frunze, orice nu conține carbohidrați. Să vezi atunci ce o să se rușineze fetele când apari. Suntem carambo, întreb de neoprit, cum ne-am făcut intrarea, zdreanța s-a roșit. În final, trebuie să notați că Freddy și Enjoy sunt primii trapperi din lume care cântă și efectul ecou. Zdreanța s-a roșit.
Astăzi la Anony Music cunoaștem o fată care vine cu Tornada, e româncă, dar cântă în engleză. Tornadoes de la Ellie Villa are doar 1500 de vizualizări și merită mai mult. Mi-a plăcut experimentul de săptămâna trecută, m-am simțit foarte bine cu voi și mi-a făcut plăcere să-i și cunosc pe câțiva dintre voi, așa că hai să facem și astăzi un live. Imediat cum se încheie acest clip, vă aștept pe contul meu de Instagram să ne jucăm! Ce anume ne jucăm? Jenga, voi contra mea, haide frații mei, dați share să fie cât mai mulți pe live, să afle toată lumea adevărul. Știu că aducea Pixie Lott, mie îmi sună și Ariana, Love on the Brain și a JP Cooper, All This Love, dar îmi place mult Stuck With You de la Ariana Grande și Justin Bieber și în plus este o piesă caritabilă. Toți banii vor ajunge la o fundație care se ocupă de lupta împotriva COVID. Poliția muzicii se oprește aici, noi ne vedem pe UTV și ne auzim pe Pro FM la dimineața blană! Dacă vreți să ascultați și voi playlisturile mele, dați-mi un follow pe Spotify. Aștept sugestiile voastre în continuare în mesaje pe Instagram și pe pagina mea de Facebook. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră. Hai pe live!